Marcu, pagina 975, Marcu 10, cu 46. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, dai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a apropiat și a zis: chemați-l! Ei au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, că te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a slăvit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te! Credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat credința și a mers pe drum după Iisus. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvântul Tău este adevărul. Amin. Cuvântul Tău este viață. Amin. Cuvântul Tău este direcție și cuvântul Tău este lumină. Amin. În întunericul acestei lumi. Amin. Și într-o lume atât de întunecată, spiritual și moral, te rugăm în această seară să ne dai lumina Ta. Amin. Te rugăm, Duhule Sfânt, să deschizi mintea noastră și inima noastră și să ne deschizi și Scripturile și să ne dai cuvântul care este viu și lucrător și să ne dai viață din belșug și să ne dai revelație și descoperire dumnezeiască. În numele Domnului Iisus, Tată, își cerem toate aceste favoruri spre slava numelui Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară specială de sărbătoare. Mulțumim lui Dumnezeu că Biserica Stânca a devenit o biserică internațională. Avem aici membri în biserica aceasta, poftim din România, din Germania, din Oltenia, din Moldova. Avem din Ardeal, sunt câțiva și din Banat. Avem mai nou o filipineză care vine cu noi aici, pe net, Amin. Care Dumnezeu a adus-o aici la Stânca, tocmai din Filipine. Avem aici membri din Olanda, din Franța, pe misionarii care slujesc aici. Și dacă mă mai gândesc puțin, am devenit tot mai internațional. Slăviți să fie Dumnezeu. De fapt, în cer, când vom ajunge în cer, veți vedea și vom rămâne cu toții surprinși că cerul este format, cei ce au ajuns în cer, formează o adunare multicoloră de bărbați și femei și tineri care s-au pocăit, care au crezut în Iisus Hristos, care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, care s-au botezat și care L-au urmat pe Domnul Iisus Hristos pentru tot restul vieților lor. Și astăzi se întâmplă unul din aceste miracole extraordinare, când oameni care, tineri, care nu mai cunosc atât de bine limba română, totuși au vrut să facă legământul cu Domnul Iisus în limba română, în România, și am testat și pe Alex și pe Carla și ne-au spus că aproximativ 60% înțeleg limba română și cred că pe acolo, pe undeva, sunt. Mă rog ca Dumnezeu să le dezvolte darul acesta, să învețe tot mai bine limba română sau măcar să nu o uite. Și copii deștepți, din părinți deștepți, cu pastori deștepți, unde Cătălin de acolo, n-au cum să nu învețe și limba română, nu numai limba germană. Mi-a pus pe Dumnezeu pe inimă în această seară un singur verset din care să învățăm câteva adevăruri speciale. Ieremia, capitolul 46, versetul 17, și aș vrea să rămânem doar la acest verset. Biblia spune așa. Ieremia 46, versetul 17, Biblia zice așa. Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă
clipa potrivită. Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Versetul acesta este profund, pentru că este inserat aici, în canonul Sfintelor Scripturi, tocmai de Duhul Sfânt. Trebuie să vă spun, frașilor, doamnelor și domnilor, că Biblia, toată Biblia, zice Apostolul Pavel, este inspirată de Dumnezeu. Biblia este scrisă de oamenii lui Dumnezeu, cărora Dumnezeu le-a spus ce să scrie, și cele 66 de cărți care formează canonul Sfintelor Scripturi și care formează Sfânta Scriptură, cele 66 de cărți sunt inspirate de însuși Duhul lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să vă mai spun încă ceva înainte de a săpa în Cuvântul lui Dumnezeu. Că tot ceea ce este scris în această carte s-a împlinit, se împlinește și se va împlini. S-ar putea în această seară să fie cineva în locul acesta care nu prea crede Biblia. S-ar putea să fie cineva în locul acesta care nu știe ce să creadă, are îndoieli, sau s-ar putea să fie vreun ateu aici, sau vreun agnostic, sau cineva care trăiește în confuzie și este la intersecția vieții lui spirituale și nu prea știe încotro să meargă, trebuie să vă spun încă de la bun început acest adevăr. Tot ceea ce scrie în această carte este adevărat. Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Amin. Și pe lângă toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Amin. Dacă e cineva în această seară, în locul acesta, și nu crede, vreau să-i spun de acum că în curând va avea surpriza existenței lui veșnice, când se va confrunta și va ajunge la concluzia că Biblia este și rămâne cuvântul lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei au apărut mulți baciocoritori, plini de baciocuri, care au răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu, care au disprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Ei există și astăzi și au hotărât să nu creadă în cuvântul lui Dumnezeu. Faimosul Voltaire, francezul acela filozof, care și-a bătut toată viața joc de creștin, de biserică, de cuvântul lui Dumnezeu, dar era un tip cult, un intelectual, un filozof. La un moment dat a venit moartea și la el și secretarul lui personal a asistat la ultimile zvâcniri ale vieții lui și înainte de moartea lui, pe când era încă muribund, Voltaire, scrie secretarul lui personal, a luat perna în brațe, fața i s-a îngălbenit, i s-a schimonosit și a strigat așa: Hristoase, Hristoase, sunt părăsit de Dumnezeu și de oameni, voi merge în iad. Un om care n-a crezut în Dumnezeu, la finalul vieții lui, în ultimile momente și zvâcniri de viață, a făcut această declarație șocantă. Hristoase, Hristoase. El n-a crezut niciodată în Hristos. Sunt părăsit de Dumnezeu și de prieteni, voi merge în iad. El n-a crezut nici în iad. Și totuși, se pare că omul, în momentele finale, își dă seama că Biblia este adevărată. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Fie că noi credem, fie că nu credem, Biblia rămâne cuvântul lui Dumnezeu și noi am ales să credem și am hotărât să credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și o să vă pare fanatic ceea ce urmează să spun, noi suntem dispuși să ne dăm viața pentru credința noastră în Iisus Hristos și în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, fie-ți milă de noi toți. Amin. Faraon, spune Duhul Sfânt, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Amin. Mesajul din această seară l-am numit așa: nu rata clipa potrivită. Nu rata momentul potrivit. Nu rata oportunitățile pe care le ai, poate că o singură dată în viață. Spre surprinderea mea și a dumneavoastră tuturor, am ajuns la această concluzie foarte importantă, că viața ne oferă tuturor, din când în când, oportunități unice.
Din când în când în viață ne întâlnim cu ocazii pe care le avem o singură dată. Ne confruntăm cu oportunități de genul acesta și în timp ce citeam Ieremia, m-am întâlnit cu versetul acesta din 46:7 care realmente mi-a atras atenția foarte serios, care spune și repet ca să ni se impregneze în mintea noastră, Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Nu rata clipa potrivită. Sunt unele ocazii pe care le ai o singură dată în viață. Eu vreau în următoarele momente scurte, vreau să vă atrag atenția la trei ocazii pe care le avem o singură dată în viață. Dacă le ratăm, nu le mai întâlnim niciodată. Biblia spune că Faraon nu este decât un pustiu. De ce? Pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. Și auziți, primul lucru la care aș vrea să mergem cu gândul fiecare dintre noi, și primul adevăr este acesta. Nu lăsa să treacă clipa potrivită a rugăciunii. Nu lăsa, vorbesc despre rugăciune pentru câteva momente, nu lăsa să treacă clipa potrivită a rugăciunii. Citesc și slujba mea mă obligă să citesc și să mă informez cât mai mult, e adevărat că soția mea din când în când îmi cumpără câte o carte și mă obligă să o citesc și bine face și ăsta este semn bun și recomand tuturor soțiilor să facă câte un asemenea cadou soților și să le cumpărați câte o carte să mai învețe băieții câte ceva și să ne mai informăm și să ne mai cultivăm. Mulțumesc de încurajarea puternică. Însă este foarte important să înțelegem un lucru pe care eu l-am învățat răsfoind, citind și studiind, că termenul aramaic pentru rugăciune este slota. Biblia, Vechiul Testament și părți din Noul Testament au fost scrise în limba ebraică, dar în mod deosebit în dialectul aramaic. Însă auziți, termenul original în care a fost scrisă Biblia, termenul aramaic pentru rugăciune, este slota. Și știți ce înseamnă slota, adică rugăciune? Înseamnă așa. Înseamnă a întinde o cursă. Când ne rugăm, slota, din aramaică, rugăciune înseamnă a întinde o cursă. Când am citit informația aceasta, realmente am început să mă încrunt și, pe urmă, am început să zâmbesc când citeam, de fapt, ce înseamnă slota. Slota înseamnă a întinde o cursă. Și ce înseamnă asta? Vis-a-vis de rugăciune și în dreptul rugăciunii. Rugăciunea ne ajută să prindem în cursă oportunitățile pe care Dumnezeu ni le scoate în cale. Asta înseamnă slota, rugăciune. Să prindem în cursa noastră, în lațul nostru, în capcana noastră, oportunitățile pe care Dumnezeu ni le scoate în cale tuturora dintre noi sau multora dintre noi care credem în rugăciune. Vreau să vă fac o recomandare pentru 2012, fiind încă la început. Și vreau să vă fac această recomandare foarte serioasă. Să hotărâm ca în anul 2012, dacă suntem creștini, sau dacă suntem credincioși, să hotărâm în anul 2012 să trăim în atmosfera rugăciunii. Biblia spune, Dumnezeu când este vorba de rugăciune face o afirmație uimitoare și spune așa, de câteva ori Biblia spune, rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat. Dacă suntem creștini, doamnelor și domnilor, trebuie să învățăm să trăim în modul ăsta de rugăciune. Trebuie să trăim în atmosfera rugăciunii, pentru că Biblia spune, bucurați-vă neîncetat, predicați neîncetat și spune încă ceva, rugați-vă neîncetat. Trebuie să învățăm să trăim în atmosfera, în modul acesta de rugăciune și dacă vom trăi în modul de rugăciune, și ce se va întâmpla?
se va întâmpla un lucru uimitor. Nu mai vezi în viață coincidențe, ci vezi providențe. Când trăim în modul de rugăciune, în atmosfera rugăciunii, când începem să ne instruim și să ne educăm și să ne rugăm neîncetat, când ești la volan, să fii în rugăciune. Și chiar dacă oprești la stop și te rogi, știi, și îngâni o rugăciune, cu voce tare, și altul de lângă tine se uită și vede că e singur și tu vorbești cu cineva, lasă de creadă nebun. Tu ești în atmosfera rugăciunii. Dar asta înseamnă să fii creștin. Asta înseamnă să te rogi neîncetat. Amin. Amin. Alo, amin. Amin. Domnilor, dacă nu ne rugăm neîncetat, nu suntem creștini, cum nu sunt eu președintele României și nici n-am candidat încă. Dar cine știe? Dar fraților, un creștin, domnilor, doamnelor, un creștin se roagă. Când suntem creștini, când suntem credincioși, ne rugăm. Începem să intrăm în atmosfera rugăciunii. Noi folosim momentul și nu lăsăm să treacă momentul rugăciunii pe lângă noi. Noi nu lăsăm să treacă clipa potrivită a rugăciunii pe lângă noi. Pentru că dacă trăim în atmosfera de rugăciune, nu mai vedem în jurul nostru coincidențe, ci vedem providențe. Providență înseamnă mâna lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Rugăciunea ne învață să înțelegem încă o chestiune foarte importantă. Că lucrurile pe care noi le considerăm accidente umane nu sunt altceva, nimic altceva decât intervenții divine. Să vă mai spun o chestiune foarte importantă. Când mă rog, au loc providențe în viața mea. Când nu mă rog, se întâmplă probabil accidente. Dar când mă rog, în viața mea încep să se petreacă și începe să vină în viața mea providența lui Dumnezeu. Eu dau o mână de ajutor la o biserică la 2 ore distanță de Timișoara, la vreo 140 de kilometri, la Sebiș, sunt pastor și acolo, bine, prin corespondență și miercuri și joia trecută a fost acolo evangelizare toată săptămâna și n-a venit niciunul dintre pastori invitați din cauza zăpezii, a viforului, a necazului cu zăpadă. Dar eu mai curajos un pic. Bine, nevastă mea mai fricoasă, eu mai curajos, dar împreună facem echipă bună. N-a fost încântată că plec. Nici eu n-am fost încântat că plec. De la Arad a început viscolul urât de tot vreo 80 de kilometri până la Sebiș. Dar am zis plec. Pe la ora 4 mă sună pastorul care era invitat și a spus: Daniel, îmi pare rău, sunt blocat în Oradea, nu pot veni. Nu am ce să fac. Era viscol. Mi-a fost și frică la un moment dat, prin câmpiile aia pe acolo între Arad și Șiria. Drumul s-a și blocat câteva minute după ce am trecut pe acolo. Dar n-a venit nici miercuri predicatorul și nici joi. Și eu am fost roata de rezervă. Și mi-am dat seama cât de importantă este roata de rezervă ca să funcționeze toată mașinăria așa cum trebuie. Și am predicat acolo. Deși n-am fost programat, am predicat la evanghelizare acolo și miercuri și joi. Și joi, la terminarea slujbei, am făcut un apel și am făcut o rugăciune specială pentru toți oamenii cu probleme. Azi dimineață, eu n-am fost acolo, am fost aici, un bărbat tânăr a făcut o mărturisire în fața bisericii. Azi dimineață s-a ridicat și a făcut o mărturisire. S-a zis așa, Laur este numele acestui bărbat. Deci, joi seara, am venit la biserică copleșit și înspăimântat de o problemă mare care se ivise în viața mea. Deci, la terminare, pastorul s-a rugat pentru noi și am intrat și eu în rugăciunea aceea și am ridicat și o mână sus. Deci, am primit o pace pe care n-am putut să o explic și zice, în următoarea zi, problema mea a dispărut. Amin. Când ne rugăm, nu mai există coincidențe, ci există doar providențe. Amin. Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu pierde clipa potrivită a rugăciunii. Învață să te rogi. Ai cuvântul să te rogi. Și dacă privesc în urma mea și în urma dumneavoastră, a celor ce vă rugați, cele mai mari succese s-au întâmplat când eram în atmosfera de rugăciune. Când suntem în atmosfera aceasta de rugăciune non-stop, când învățăm să ne rugăm necurmat, Dumnezeu transformă viața noastră și nu mai sunt acolo coincidențe, ci sunt doar providențe, adică intervenții divine. Când nu sunt setat pe rugăciune, am idei bune.
Când sunt setat pe rugăciune, primesc idei divine și contează, în loc de idei umane și idei doar bune, să primesc idei divine, pentru că rugăciunea este un incubator de oportunități pentru fiecare dintre noi. Amin. Și când un om, un copil, cum este Carla, cum este Alex, cum sunt copiii noștri, cum sunt bărbați și femei de aici, când hotărâm să nu mai pierdem clipa potrivită a rugăciunii, și să intrăm într-o atmosferă de rugăciune, noi intrăm într-un incubator de oportunități. Atunci când hotărâm să ne rugăm non-stop. Doamne, ajută-ne la aceasta. Doamnelor și domnilor, eu nu știu dacă să mai veniți vreodată aici la stânca. Deși noi vă invităm cu respect și cu bucurie și cu stimă. Însă vă rog să învățăm ceva din versetul acesta fundamental. Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu. Căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Nu lăsa să treacă clipa rugăciunii pe lângă tine. Nu disprețui rugăciunea. Nu da cu piciorul în rugăciune. Trebuie să intri în atmosfera rugăciunii și viața va începe să ți se transforme și Dumnezeu va aduce providențe în viața ta. Nu coincidențe, ci vor fi providențe, adică miracolele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l pun în inimă și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vi-l pună în inimă tuturor este acesta. Să iubești la timp. Nu lăsa să treacă momentul acesta potrivit pe lângă tine. Să iubești la timp. Să iubești la timp. Cu câțiva ani în urmă am citit povestea adevărată a unui om destul de înstărit, dar foarte zgârcit. Știți că există din ăștia bogați care sunt foarte zgârciți. Era un tip militaros, bogat, a știut să facă bani, că era un tip inteligent, dar a devenit foarte zgârcit și s-a purtat foarte urât cu nevastă sa. Soția lui, în ani, a murit. Dar el, toată viața s-a purtat urât cu ea. Și a refuzat să-i cumpere femeii soției lui, proprie lui soții, deși și-ar fi putut permite o rochie de mătase pe care femeia tare și-ar fi dorit-o de dragobete. Sau de 1 martie, sau de 8 martie. Apropo, urmează toate minunățile acestea. Însă femeia a murit, soția a murit și când a murit soția lui, așa l-a luat remușcările. Și și-a făcut, după ce a îngropat-o, și asta mărturisește ce au asistat la fenomenul acela, a cumpărat un sul întreg material de mătase și l-a dus la mormânt și l-a desfăcut acolo pe mormânt, nu știu câte zeci sau sute de metri de mătase și l-a pus pe mormânt. Pentru că așa de tare îl rodea durerea că n-a iubit la timp. Că n-a făcut bine la timp. Domnilor și domnilor, nu lăsați să treacă pe lângă dumneavoastră clipa potrivită de a iubi. Dacă ești căsătorit, iubește soția. Amin. La timp. Adică acum. Dacă ești căsătorită, iubește soțul acum. Mai ține-l de mână. Măcar atât. Mai ieșiți la o prăjitură. Iubește-l. Iubește-o la timp. Petreceți minute împreună, petreceți ore împreună, petreceți concedii împreună, tu cu ea, cu copiii tăi, cu părinții tăi, iubește la timp, fă bine la timp, că dacă nu regreți, dacă trece clipa potrivită. Și ce i-am spus soției mele în urmă cu câteva luni, soția mea aici, frumoasă asta, doamnă, de aici. Ar fi trebuit să mă încurajați un pic. Însă, i-am spus soției mele, zic, draga mea, aș vrea să petrecem mai mult timp împreună, eu cu tine. Eu sunt destul de mult plecat de acasă. Ea este tot acasă. Lucrează de acasă, e dispecerea de acasă. Cum avem o problemă, eu dau telefon, Deni dă telefon. Toți dăm telefon acolo, știi? Și ea e cu dispeceratul și cu computerul și ne dă toate informațiile și ne cumpără biletele de avion și de teatru și de film și tot, tot ce trebuie să facă. Îmi setează computerul, Doamne ajută! Dar știți ce am spus? Zic, draga mea, aș vrea să petrecem mai mult timp împreună. Amin. Trebuie să fii atentă. Băiatul pleacă. Tot cu mine rămâi. Fii drăguță.
Serios, copiii pleacă. E modern să plece. Fiul meu mă tot amenință. O să plec. Băi, nu pleca. Plec? Bine, pleacă. Până la urmă trebuie să plece, că e normal să plece, da? Însă, domnilor, trebuie să învățăm să nu ratăm clipele potrivite de a iubi. Iubește, fă binele. Iubește la timp. Și ce-a făcut Maria Magdalena, femeia aceasta a uns la timp picioarele lui Iisus Hristos. Zice, Domnul Iisus Hristos și-a făcut această femeie se va ști în întreaga lume. La timp, ucenicii o certau pe femeia aceea ce nu se putea vinde parfumul ăsta că era de foarte mare calitate, știi, Chanel No. 5 sau eu știu care sunt ultimile parfumuri din ultimile colecții. Însă era un parfum foarte scump și femeia aceea vine și sparge vasul de alabastru, sticla aceea de alabastru și tot parfumul acela cu mir, mirositor, cu parfum de cea mai bună esență, îl varsă pe capul și pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Și așa fac scandalul ucenicii, știți, se mânie, se enervează. Ce nu se putea vinde parfumul ăsta, ce Iuda, și să se dea la cei săraci și vrea și el să ciupească ceva de acolo. Însă Domnul Iisus Hristos spune nu. Femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru mine. Și cum traduc eu aia? Femeia aceasta m-a iubit la timp. A investit la timp. A făcut binele la timp. Să vă spun ceva. Trec ani de nici nu vă vine să credeți cât de repede. Eu, anul acesta, fac 56 de ani. La fel. La fel. Să știți care e ciuda mea cea mai mare. Știți care e ciuda mea? Ca așa dumneavoastră. Știi? Ăștia care sunteți la 20-30 de ani, uitați-vă bine la mine. O să încălcați pe urme. Deja încălcați pe urme. Deja încălcați pe urme. Însă, domnilor, atât de repede trec anii, Biblia se împlinește și aici. Și Biblia spune, anii noștri se duc ca un sunet. Nici nu vreau să vă gândesc cât de rapid se duce sunetul. Dar exact așa se duc anii noștri. Și când m-am trezit la 55, curând fac 56 de ani, am zis, când au trecut anii ăștia pe lângă mine așa de repede? Și totul s-a dus. Însă, domnilor, anii trec. Vin și trec. Nu lăsa să treacă clipa potrivită pe lângă tine de a iubi. De a iubi din toată inima. De a iubi pe Dumnezeu. Și vorba de a iubi pe tovarășul tău de viață, pe soțul tău, pe soția ta, părinții tăi, copiii tăi. Nu lăsa să treacă clipa potrivită, să nu pățești ca negustorul acela de materiale. Când a cumpărat, după ce a murit nevasta, a încercat să facă pe erou, dar era prea târziu. Pentru tine nu-i prea târziu de a iubi la tine. Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Ieri am citit un articol, știți că ieri a fost înmormântarea lui Whitney Houston și acea faimoasă cântăreață de muzică pop, dar era baptistă. Cu adicții, cu droguri, cu o viață zbuciumată, dar cu o voce de înger. Și am citit ieri un articol și mi l-am adus pe mașinăria mea aici, pe tableta mea. Și auziți care este titlul articolului? Lipsa de iubire, epidemia care răpune artiștii lumii. Epidemia care răpune artiștii lumii. Lipsa de iubire. Și articolul este destul de voluminos și vreau să vă citesc ceva din el, că este, încă mai avem puțin timp și este destul de frumos. Mi-a atras atenția. Acum câteva zile, toată presa internațională își bătea joc de Whitney Houston după ce a fost văzută ieșind de la o petrecere, abia mergând, aparent biată sau drogată și cu strop de sânge pe picioare. Acum nu mai râde nimeni. Whitney Houston, în vârstă de 48 de ani, a fost găsită moartă în camera sa de la Beverly Hilton Hotel de către o gardă de corp. Salvarea a intervenit, dar medicii nu au reușit să o resusciteze și încă nu se știe cauza morții. Toată lumea presupune că drogurile ar fi de vină. Și auzi ce scrie reporterița ziaristă asta și mi-a plăcut. Eu cred că de vină însă a fost inima. Motivul pentru care a murit. Pe cât de mare și de plină de iubire să fi fost la început inima acestei femei,
binecuvântată de Dumnezeu cu o voce care a făcut să plângă cel puțin odată fiecare om de pe planeta aceasta, pe atât de mică, de neagră și de schinjuită trebuie să fi fost în momentul în care a încetat să mai bată, singură, într-o cadă de hotel. Se pare că la moartea lui Michael Jackson, mari vedete din lumea muzicii internaționale, dar și românești, de la moartea lui Jackson, aleg să meargă pe acest drum. Că vorbim de Michael Jackson, Amy Winehouse, sau de Mădălina Manole, sau Mălina Olinescu, se-a românce, ar trebui să ne fie clar că toți acești oameni au ales acest drum pe moment, sau într-un moment mai înaintat în viață, când au început să consume droguri, alcool, antidepresive și alte substanțe. Nu trebuie să fii un geniu ca să îți dai seama cum se termină povestea asta. Se pare că marea industrie muzicală cedează sub presiunea nevoii de bază și a vieții reale, care mai presus de toate, care cere mai presus de toate o dragoste reală, împărtășită, privată. Whitney Houston, la fel ca toți cei pe care i-am enumerat mai sus, le avea pe toate. Bani, casă, faimă, un copil și o voce care i-a asigurat o viață de lux. În schimb, nu avea dragoste. Dragostea unui soț. Ce dragostea publicului. Căci toate problemele ei cu drogurile au început să apară de când s-a căsătorit cu Bobby Brown, un băiat rău al muzicii americane, a recunoscut-o chiar ea într-un interviu televizat. Whitney s-a agățat cu putere de soțul ei, apărându-l de opinia publică și a devenit în scurt timp un copil sălbatic. A fost o față a ei pe care publicul nu și-ar fi dorit niciodată să o vadă și n-a înțeles-o. A divorțat în 2007 și Whitney a intrat de două ori în programe de reabilitare. Totuși, de fiecare dată când a fost suspectată că a abuzat din nou de droguri din cauza vreunui incident public, presa și fanii au pus-o la pământ și au aruncat cu noroi în ea furioși și trădați de o căsnicie care le-a furat diva preferată. Și închei articolul care spune așa. Așa s-a terminat viața lui Whitney Houston. În bajocura presei și furia fanilor, care acum o plâng și tutuiesc Twitter de acolo, mesaje de durere și regret față de o moarte neașteptată. Aceste decese regretabile și în America și în România se adună în jurul unei idei recurente care capătă o valoare și o mai mare în contextul vremurilor de restricție economică pe care le trăim. Cei mai faimoși, cei mai adorați, mai bogați artiști ai lumii noastre și-au făcut praf averile și sănătatea, încercând să umple golul din suflet cu prieteni, mai bine zis cunoștințe, și posesii materiale, dar au clacat în mod tragic în lipsa singurului suport care te face om, și anume iubirea. Fără să iubești și să fii iubit, spune ziarista, ești o umbră, ești un om mort. Domnilor, nu-l lăsați, vă rog, în numele a tot ceea ce aveți mai sfânt, vă rog în numele Lui Dumnezeu în care toți credem, nu lăsați să treacă pe lângă tine clipa potrivită de a iubi, de a-ți arăta dragostea. O să regreți dacă nu faci asta pentru tot restul vieții tale. Ai părinți? Arată-ți dragostea față de ei. Nu lăsați să treacă clipa potrivită. Ai soț? Arată-ți dragostea. Ai soție? Arată-ți dragostea. Nu lăsați să treacă clipa potrivită, că o să regreți. Moare și o să regreți. Mor tu și o să regreți în iad dacă nu iubești. Doamne, îndură-te de noi. Ai copii, frați, rude, vecini? Iubește-i. Iubește-i și lasă-te iubi de ei. Și ultimul lucru cu care aș vrea să închei și ajungem la momentul botezului este acesta. Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Nu rata, și asta este ultimul adevăr, nu rata clipa potrivită a mântuirii. Nu rata, domnule, doamnă, tinerilor, domnișoarelor, nu ratați clipa potrivită a mântuirii. Faraon, și ce spune Dumnezeu despre Faraon? Faraon Neco este vorba de omul acesta. Egiptul, Faraon, a ratat momentul când Nebucanețar a fost chemat înapoi în Babilon la moartea tatălui său.
Și vă dau acum două date istorice. Faraon Necola înfrânt pe Iuda, seminția lui Iuda, la Megido, în anul 609, înainte de Hristos. Dar după aceea, Nebucadnețar l-a înfrânt pe Nero, pe Neco, în faimoasa luptă de la Carchemiș în anul 605. Ce s-a întâmplat? Bătălia aceea a distrus puterea Egiptului pentru totdeauna și Babilonul a devenit puterea supremă în Orientul Mijlociu. În vremea aceea. Și auziți, Biblia spune așa, Dumnezeu, Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Faraon Neco avea la dispoziția lui resursele unui întreg regat, dar a pierdut clipa potrivită. Nu pierde clipa potrivită a mântuirii, Doamnă, Domnule, Domnișoară. M-am uitat la copiii ăștia doi. Frumoși amândoi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și m-a surprins și ea ce mi-a spus tatăl, că Alex ăsta e mai mutulic așa, nu vorbește. Dar tatăl să-i bun de gură. Și mi-a spus o chestiune care m-a ajutat foarte mult. Care mi-a spus-o și noi, ce Daniel, el de bună voie a hotărât să devină creștin. El de bună voie vrea să vină și a vrut să vină să se boteze la stânca aici. Tu l-ai binecuvântat și la naștere și vrea ca tot tu să-l botezi. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Știi ce îmi place la Alex și la Carla? Chiar dacă e fetiță de 12-13 ani. Dar știe ce crede. Alex e un băiat de 14 ani. Dar știe ce crede. Și asta este extraordinar. Știe în cine crede. Știi ce am înțeles la ei? Ei n-au lăsat să treacă clipa mântuirii pe lângă ei. Au prins-o. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, și ce s-a întâmplat cu omul acesta? Oportunitatea a venit la Faraon, dar ăsta n-a știut să pună mâna pe ea. Și Duhul lui Dumnezeu îl descrie și spune, Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită a mântuirii pe lângă el. Fiți atenți! În limba română, termenul oportunitate provine din expresia latină oportul. Port. Înainte să existe porturile moderne, noi toți, majoritatea care am citit și am văzut, vasele trebuiau să aștepte fluxul ca să ajungă în port. Expresia latină oportul se referă la oportunitatea, adică la momentul acela, din timp când se schimbă fluxul. Căpitanul știa că dacă pierdea oportunitatea fluxului, trebuia să, și rata momentul acela potrivit, trebuia să aștepte următorul flux. Asta înseamnă port. Să prinzi clipa potrivită. Să prinzi fluxul. Să nu ratezi fluxul. Asta înseamnă în limba latină oportul. Fiți atenți. La sfârșitul vieții noastre, nu vom regreta greșelile pe care le-am făcut, cât vom regreta oportunitățile pe care le-am ratat. Faraon este un pustiu. De ce? Pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită pe lângă el. Știi, la sfârșitul vieții, noi toți am făcut multe greșeli, multe prostii, multe păcate, multe nebunii. Însă la sfârșitul vieții, domnilor și doamnelor, nu vom regreta atât de mult greșelile pe care le-am făcut, ci vom regreta cel mai mult oportunitățile pe care le-am ratat. În lumea afacerilor, asta se numește costuri de oportunitate. Ce înseamnă costuri de oportunitate? Adică să investești, să riști, dar să folosești oportunitatea. Că dacă nu folosești oportunitatea, îți pare rău pentru tot restul vieții tale că n-ai riscat, că ai lăsat să treacă pe lângă tine ocazia. Și eu mă întorc acum la noi, la sufletul tău, la Duhul tău, care este veșnic. Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu. De ce? I-a rămas inima pustie pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită pe lângă el. Și acum mă întorc pentru un minut la textul pe care l-am citit despre orbul Bartimeu. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre orbul Bartimeu? Iisus Hristos trecea prin Ierihon. Și ăsta era orb și cerșetor.
Și când Bartimeu a auzit că Iisus Hristos trece prin Ierihon, cerșetorul de pe marginea drumului, orb, nevăzător, a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și ce făceau ea de lângă mulțimea care îl înconjura și îl acompania pe Domnul Iisus? Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar au zis: ce-l iubesc pe Bartimeu, deștept, nevăzător, dar deștept. Și zice, n-am lăsat să treacă clipa potrivită pe lângă el. N-a ratat clipa potrivită. Și au zis ce face. Ăștia îl certau și ziceau, mai taci-mă din gură că îl suferi pe învățătorul. Și zice, ce face? Zice, cei ce mergeau înainte îl certau să tacă. Dar el țipa și mai tare. Fiul lui David, ai milă de mine. Dacă țipa acum odată, plecați de aici toți de aici. Plecați toți. Cam așa cred că țipa Bartimeu. Pentru că el știa un lucru pe care noi tindem să îl uităm. Iisus Hristos a trecut o singură dată prin Ierihon. N-a trecut a doua oară. Era clipa potrivită pe care el n-a lăsat-o să treacă. Și atunci a strigat, Fiul lui David, ai milă de mine, păcătosul, fie-ți milă de mine. Și ăștia încercau să-l subgrume acolo, să-l liniștească și el țipa mai tare. Și de ce? Pentru că și-a dat seama că este șansa lui și nu vrea să o rateze. Și când Domnul Iisus Hristos a auzit țipătul acela, strigătul acela, disperat, s-a oprit și a zis, chemați-l. Ce vrei să-ți fac? Doamne, să văd. Doamne, vreau să văd. Și Domnul Iisus Hristos îi deschide ochii. Și prima persoană pe care Bartimeu a văzut-o în viața lui a fost Iisus Hristos. Iisus Hristos. Știți ce îmi place la omul ăsta, la Bartimeu? N-a pierdut oportunitatea. Știți ce mai îmi place la tâlharul de pe cruce care s-a pocăit? Vreau să vă spun că Iisus Hristos a murit o singură dată. În stânga și în dreapta lui erau doi bandiți, doi infractori, care probabil că erau pedepsiți pe drept. Unul îl bajocorea pe Iisus Hristos, celălalt s-a uitat spre Domnul Iisus, a primit o credință prin Duhul Sfânt și a zis, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce spre el și spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai. Și ce-mi place la tâlharul, la infractorul ăla pocăit? N-a ratat clipa potrivită. Iisus Hristos a murit o singură dată. Era lângă Iisus Hristos și a spus, dacă acum nu folosesc ocazia, sunt un fraier. Era un tip însă inteligent. Pentru că n-a lăsat să devină un pustiu. El n-a vrut să trăiască și să pățească precum faraon. Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Eu nu știu ce vei face acum. Însă știu să spun așa, bazat pe toată autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Că dacă lași să treacă clipa potrivită a mântuirii tale pe lângă tine, dacă o ratezi, vei ajunge ca faraon în pustiu, care va regreta pentru tot restul vieții lui și poate veșniciei, faptul că pe 19 februarie 2012 a fost pe lângă clipa potrivită, putea fi mântuit, putea să se pocăiască, putea să-L primească pe Iisus Hristos în inima Lui, dar a lăsat să treacă clipa și din cauza aceea a devenit un pustiu. Doamnelor și domnilor, eu nu vă pot pocăi, deși dacă ar fi după mintea mea, pe toți aș pocăi. Amin. Dar nu vă pot pocăi. Să știți că eu n-am predicat ca să pocăiesc pe cineva. Însă trebuie să vă spun că dacă refuz să te pocăiești, nu vei fi mântuit. În încheiere, vreau să vă spun adevărul acesta foarte important pentru fiecare dintre noi. Copiii ăștia și oamenii ăștia au venit din Germania să fie mântuiți aici. Au venit de la 1000 și ceva, 1200 de kilometri, 1300 de kilometri aproximativ, până aici, să fie mântuiți, la Stânca. Tu ești aici. Ăștia au venit de la 1200-300 de kilometri, 10, 11, 12 ore de drum, ca să se boteze aici. Pentru că n-au vrut să lase clipa potrivită să treacă pe lângă ei. Vreau să spun un ultim adevăr.
Ce spune Biblia despre mântuire? În 1 Corinteni și în Evrei, Biblia spune de două ori așa. Astăzi este ziua mântuirii tale. Astăzi, acum, este momentul potrivit să fii mântuit. Dacă nu te pocăiești, ce înseamnă pocăință? Pocăință vine din limba greacă, metanoia. Metanoia înseamnă înnoirea minții conform cuvântului lui Dumnezeu. Și înnoirea vieții conform cuvântului lui Dumnezeu. Metanoia nu înseamnă să te întopi tot ce, să te degradezi, să te prostești. Nu. Metanoia înseamnă înnoirea minții conform cuvântului lui Dumnezeu. Și orice om care trăiește conform cuvântului lui Dumnezeu este înnobilat. Devine elegant, devine civilizat. Pentru că Duhul lui Dumnezeu vine în inima lui și el începe să trăiască spre slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin, amin. Te chem în această seară să nu pierzi clipa mântuirii. Să nu ratezi. Nu rata clipa mântuirii. Momentul potrivit pentru mântuirea ta. Haideți să ne ridicăm acum.